saltare, eu iarăși m-am întors, dacă tot mănânc, cu niște gustări noi. Am așa un Monster pe zero. Sper că o să fie gustos. Pepine roșu, degețele, cum e scris aici, watermelon fingers. Interesant cât de bun poate să fie. Taman acum o trebuie să iasă cineva din casă. Face gălăgie, nu-mi place când în cadru se aude altceva. Deci, așa arată. Sper să fie bun. Chiar-s bun. Merge. Uite din frigider, rece. Așa. Ce mai avem aici? Am așa niște cajun țărat. De la un brânz ceva mai special, poate ceva mai bun, ca toate că e ulei cajun. Ulei și cajun și sare. Eu vreau numai decât așa. Ok. Vrei așa, așa, hai. Nici simplu, nu-mi place de aici să desfac. De obicei mai sunt arahide, mai sunt alte lucruri, eu mi-am luat cajun, el e mai dulce, să mă dulce cu sărat. Un cucuțit de 20. E bun, el e dulce și sărat în același timp. Îmi place. Așa. Dă să mai mănânc o cutie de degețele acestea, cât să zici. Chiar într-adevăr sunt bune. Wow. Hidratează. Cum afară e cald. Ok. Deci, în continuare, apropo, la sfârșit mai am și un Pepsi de zero. Pentru că mie îmi place de cireaș anume. Așa, era de ciocolată neagră, ciocolată de lapte și ciocolată de lapte cu cocos deasupra. Eu am luat cea mai turbată, că nu-l gust toate, pentru că am luat-o cea mai bună. E acoperit în ciocolată, o migdală. Apoi, migdala e acoperită în curmale. O, și deja cu cocos. Ciocolată neagră n-am vrut, dar de cocos îmi place cum sună. Nu-i că așa-i. Nuca, curmale și ciocolată. Ciocolată neagră e amară, nu era să-mi placă. Dacă ciocolată simplă, nici nu e cocos. E bună. Chiar un 8,25. Cosmos. Cosmos. Merge. Așa. Trecem la artileria grea. Baclava turcească, colecție, făcută în Londra, proaspătă. Expiră pe 9 iunie, adică ele rapid trebuie smâncate. Aici e descrierea. Și aici sunt și baclavalele. Ele toate sunt făcute. Aici e scris de jur împrejur. Nici sunt făcute. Fiecare descriere, am așa să zicem. Ele toate sunt făcute de majoritatea, pe primul loc,
da? Ele sunt filopastri, e aluatul acesta făcut în multe straturi subțiri crocante, și simplu în proporții diferite, o să vedem care și în cât. Unele au proporții mai mari, unele au proporții un pic mai mică și deja corespunzător nuci. Mie ce-mi place că ei le fac calitativi și anume aluatul e făcut din unt calitativ, bate vântul. Mi-e grijă să nu dai microfon. Un pic ca să mă încălzesc, pur și simplu soare afară. Așa. Și despre ce spuneam? Că sunt calitativi, pentru că un aluat nu e margarină, ca cum pe croasane. Și într-adevăr, turcii pun nuci, dacă e scris nucă de asta, e nucă, nu-i aromatizator sau nu știu ce prostie. Și sursa de grăsime e calitativă, pentru că îi folosesc ghee, anume, asta e un mix turbat, știi, este ulei de cocos, de cacao, dar ei folosesc ghee, asta e un mix tot turbat, la dânșă de grăsime. Ei folosesc ghee-ul ăsta peste tot, filopastre, desigur, vine pe doilea loc ghee și deja avem sirop de zahăr în toate, tot proporția e diferită, sirop de glucoză și deja o să vedem doar restul. Cu care să începem? Căștiu fingere ca astea. Avem deget de cajun. Așa, cu sirop, cajun, wonderful. Căștiu fingere, așa, 53% aluatul, 21% zahărul, siropul de zahăr, cajun 14%. Eu am să mă uit numai la cel mai important. E ca acesta. Dulce interesant. Deci avem 3 degete, da? Triunghiurile astea, bucaj. Tot cu cajun. Nu-mi place că sunt asemănătoare. Bucajul. Ele probabil că își trebuie să fie, așa-i? Cajun. Unde-i bucajul? Bucaj. Vedem. Paș 4, pastri. Așa. 27, sirop. Cajun. Nouă. Așa. E ca iotelui. Nu-i mare diferență între cealaltă. Așa, triunghiu. Căștiu d'almond. Diamond, diamant și almond baclava. Nu știu să fie. Aha, este diamantul, două diamante avem, tot sandwich, dar cu cajun, ok, și proporția avem în căștiu diamond, 39 aluat, 20 cajun, ok, numai proporția e un pic mai diferită, e că așa e diamondul. Da, eu văd deasupra vine aluatul, multe straturi. Încă poți încă să-l desfaci așa în două. Adică ăsta are mai mult cajun. Ăsta e mai bun ca primul și a doilea. De-ai dulcea dracului. Și asta e almond baclava cu migdală. Unii almond. Truffle, dark chocolate. Nu știu unii. Almond. 39 aluat, 24 sirop, 19% migdală. Și să vede că e migdală pentru că are coarja asta. Un pic mai diferit. Deci gustoasă. Altfel la gust. Așa, mai avem două. Ciocolată.
Dark Chocolate Crunch, фистик, кажун, шмигдалы. Toate trei nuci. 36 aluat, 16 ciocolată neagră, așa de nuci, 8.8 cajun, migdale 4, fistic 1.6. Ok. Nică e asta. Avem un strat ciocolată deasupra, ciocolată înăuntru. Nu e rea. La general, tot mixul, așa e pe un 8 în mediu. Nu e rea nici asta ultima. Așa, ciocolată baclava truffle. Migdală cajun în dark ciocolată. 3-7 aluat. Dar unii au luat-o, apropo, și un precedent ai mixat. Ciocolată 16, cajun 9, 4.1 migdale și cam asta e. Ok. Iată-o-i asta. Tot mixul a fost ciocolată neagră, e un pic prea mult, dacă sincer, chiar mai slab, dar nu rău, pe un 8, baclava, nuci, ai pastrile astea, dar dacă sincer e prea mult sirop, eu personal aș tăia în jumate, dulceața și ar fi perfect, pentru că e așa de dulce. De la Tesco am luat niște copturi, facem un fel de diferență, să vedem copturile lor ce gust au. Sunt făcute proaspete zilnic, iau cuptoare pe loc, le se aduce proaspete. Este ciocolată simplu, și ciocolată, Dumnezeu, mamelor, eu, croissant, simplu croissant de ciocolată. Și simplu n-am luat pentru că e fix același, numai că e fără ciocolată și nu are niciun sens. Așa, rupim în două. Nectarii cu ciocolată deasupra, ciocolată în interior. Are destul de multă. Croissant-ul arată normal, dăzdem ciocolata. Cacao. Ieftin făcut. Dar croissant încă e cât de cât, ciocolata e mizerabilă. Nota 5. Și almond croissant, da, de migdală. Tot cu icing. El a luat-o, nu-i rău. Dar ciocolata, pur și simplu, e strașnică. Aici avem migdale deasupra și o umplutură de marțipan. Aici înăuntru. Da, despre crocant normal. Da, de migdală de marțipan. Este cât se duce marțipan. Nu sunt mare amator, dar merge. Pe un 6.5. Mai au paină, e ciocolată, tot e aceeași ciocolată, nu vreau să le iau pentru că e cealaltă șoat mare, diferență nu-i. Cu cinnamon bun-uri diferite am luat. Și au de asta ciocolată twist, fix aceeași ciocolată și au cheese twist. Acesta deja e de cașcaval. Twist-ul e pentru că e așa învârtit și aia ca și înăuntru. El, pe lângă cașcavalul ăsta deasupra și că e crocant, înăuntru e moale. Și este tot cașcaval. Miroase gustos. Cașcavalul nu e cel mai bun. Și nu-i mult. Putea depus un pic mai mult, dacă sincer, și nu-i gustos.
Ну, топар.